De unde vine dorința sexuală? Jack Morin, un sexolog renumit, are o ecuație a erotismului prin care spune că atracția plus obstacolele aduc dorință. El spune foarte frumos că dacă scoți obstacolele din ecuație, atunci ce rămâne? Doar atracția și satisfacerea atracției? Partea care dă starea și piperul vine din obstacolele pe care le-ai de trecut ca să ajungi la satisfacerea dorinței. Obstacolele sunt cele care alimentează dorința. Ele sunt parte din intimitatea, ecuația erotismului la care se referă la acest sexolog nu cuprinde doar actul sexual, deoarece oamenii pot face sex și fără să simtă nimic și multe femei acționează așa din păcate. Focusul nu este pe a face sex ca performanță, de parcă ar fi un sport, ci pe calitatea erotică ce se dezvoltă între cei doi parteneri și aceasta dă până la urmă calitatea intimității dintre ei. Această calitate a intimității se referă la experimentarea senzației de a fi plin de viață, de vitalitate, de curiozitate, de imaginație și de joacă prin îmbinarea acestor elemente. Asta, până la urmă, creează cea mai strânsă legătură între parteneri. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața așa cum ți le dorești.